faci, mă, la mașină? O reparăm. Pe ce-i faci? Ce-i reparăm? Uh-huh. Viața. Schimburi, bobine, brațe pe spate. Salut, Adi. Hai, Nața. Ce faceți? Da. Să-i fac bobine și bușine. Uite și noi pe aici, o revizie, o asta, iar. Ne pregătim de iarnă. Am înțeles. Astea îi punem bobine de iarnă, acum, nu? Păi da. Bobine de stat în care roșii. Ce pregătește asta? Eu mă pregătesc de iarbe. Acum, sincer, da. Păi o face ca să știe că merge ok, apoi o bagă la subteran și își aduce mașina de iarnă. Aha, înțeles. Păi și ce vrei? Asta fer numai când merg corect. Patru copilași. Asta am spinat. Deci că ai schimbat bobinele deja. Bobinele, bujiile. NGK Iridium. Așa. Bobinele tot NGK. Bujiile sunt Denso. Specificațiile de Europe. A, bujiile. A, bujiile. O, de ce nu era mai NGK? Da, l-ai prins ca lumea? Cu 3 degete, da, e ok. Da. Bușon, Mishimoto, magnet. Bravo, 1 milion. Aruncați degeaba. Like. Ce faci, Rangheș? Și cum e? Are un braț strâmb. Are un braț strâmb, da? Se rezolvă, că le ai. Păi? Hai, mă, controlează-l pe Rangheș. Vrei să-ți dau un motiv să râzi? Are tracțiune spatea asta, mă? Da, a dat burn cu ea la Ikea. Stai, acolo. Era cu față. Nu ești în față. Are cauciucuri, dar are plăcuțe pe rotul, fii atent. Și dita mai frânele. Uite, uite, uite. A, ce-a făcut aici? Păi da, de-aia schimbă brațul. Cred că i-a apărut un stâlp în cale. L-am rupt, da. Și-a pus și el sticker aici, tătălea. Nu știu de ce l-a pus aici. Ce? Cu stickerul meu. Păi, l-a pus aici, cred că l-a pus aici că era rușine și nu-l vede nimeni, știi? Sau stă mașina mult pe elevator, mai aici asta mai bine. Sticăre mi-e rușine, știi, să nu le pun. A, d-astea... A, Krapovic. E GTI ăsta, mă? Da. E un pic mai slab decât dacă nu-i urmă. Băi, Rangheș, ține-mă ăla tu în mână. Că uite-l, încurcă ăsta aici, pe băiat. Hai, Adi, zi, ce mai vezi? Păi nu mai văd nimic. Văd niște tipuri de-astea, face. Fac e rău. Cam asta, nu vezi pe spatele. Nu vezi, stop. A, am văzut rotile pe spate și nu mai e. Tu nu da cu milă. Se rupe, se rupe de la... Eu de asta filmez, să se rupă. Să rupe? Da cu fila un pic așa. Adică a transpirat ăsta, adică nu știu. Parcă și ochiul ăla a transpirat mai tare decât de auzi că sunt. Cam așa se face treaba, vezi? Cam așa se face treaba, vezi? Așa era mașina asta modificată, nu? Trebuie să mai tace, mai pun în șericel. Mai fără cauciucuri. Niște negreste, niște de-astea, e cauciucuri nu avea, că e pe discuri, că e pe cauciucuri tot aia. Ceva, te distrezi? Da. Ce facem aici? Tutorial când schimbăm ulei? Da.
pentru că e fraier. Am doit una și asta schimbe și pe a doua. Da. Ia vedem. Ce faci? Da, cum îl cheamă pe câine? Cum îl cheamă? Lino. Lino Golden. Lino Leum. Da, deci asta e Opelul Frontier al lui Adi. Mașină de off-road, de fan, de pana mea, ce facem cu ea. Amortizoare Iron Man. O caroserie înălțată. E tâc. Da, ce faci tu acum de fapt? Pui banchetele spate? Salut Cristi, auzi ce zice Adrian, că tu vinzi mașini bune, dar nu vii să le curești după. Da, și e a mea. Adu-mi aminte să-ți dau o plasă să agăți aici, că am. A? Plasă din aia, cu urechi. Păi nu am tu. Mai ești tu? Păi am loc acum, apoi. Bine, mă, nu-ți mai dau. Chiar e distrus, e. Ce mă, să înțeleg că vă apucați de altceva? Mamă, te vând aici? Nu poți să pui și pe bară? Că e mare. Pe bară, dar el zice să punem din două bucăți. Păi din două, dacă, sau dacă vine cineva să... sau mă împing într-o, cum îi spune, în ceva, într-o cracă, într-un pom, în orice aici. Să nu ți-o, da. Mult cu totul, știi? Da, ok. Păi da, sau, două bucăți. Sau putem să-l punem dintr-o singură bucată și tăiem aici. Păi da, exact asta mă gândeam, așa. E cel mai simplu, tăiem și pare continuu. Pare continuu, caz în care dacă povestea așa, tot o să vă agățe puțin, dar o agață mai puțin, adică nu... Da, mă, aici... It's all about humanity. Da, am în sfârșit să lasă și golful jos. Te bucur deci că ai făcut tu ceva. E gata și Frontiera cu o vorfendere universale sau ce-s astea apărătoare de noroi, de apă, de draci. Ia spuneți-mă, o părere. Ce părere? Mamă, arată ca de fabrică, ești nebunul. Ca de fabrică, a? Zici că acum, nou, tot. Mamă, cum filmează telefonul ăsta. Cu camera. Te dăm cu el? Da. Haide, Adi. Stai gaură de mufă? Păi nu dau eu. Ești nebun dacă nu dau eu, da. De cine? Da, suntem din nou la Frontiera. Scoatem o mufă OBD. Pentru turbo timerul ăsta. Ai dat în radiator. Ah. Vorbește frumos că filmăm. A, scuze. Un iranghiș acolo, vorbim ceva, un pip. Vezi să nu frece bordul în partea aia cu spiralul. Da, tu ai strâns. Mai strânge și tu. N-ai strâns spiralul. It's all about humanity. Ca să pot să dau pe laterale, așa știi cum. Ia mă, Adrian, pentru să-i dat o gaură? Da. Pe ca să am și o temperatură la apă de-astea. Deci, episodul ăsta numai cu Frontiera ta o să fie. Păi
dacă asta e cea mai tare mașină din cup, sunt eu de vină. Stai că are folie asta pe ecran, că e nou. Ia uite. Mamă. Mai bine lăsa aici. Păi se vedea zgâriat aici, măi. Era urât aia. Plus că acum arată și el nou cu folie. Ai făcut curățenie și pe bancheta asta pe care ai pus-o mai devreme. Da, până apă. Bancheta de concedii. Bine, mă. Să aibă loc lumea. Salut, Rangheș. E cum de dracu. Să cheresc. E editor cu de-astea, cu nu vine cu noi. Nu iese la joacă. Da, e pedepsit. Păi a venit, l-am lăsat să vină un prieten la el, Justin, și au făcut numai haos. Și pe sus, au ieșit și pe aici, pe afară, au alergat mașinile să facă ei review-uri. Și am zis că e pedepsit, review? Să nu mai vină nimeni la el. Păi și-au făcut un review? Sau e așa pregătit? Au făcut, da. L-a trimis Justin, nu știu ce a făcut cu el. Am avea și noi niște material pentru episodul ăsta din review-ul ăla, doar că nu știu dacă merge pus. Era și bine v-am găsit la un nou CarVlog. Acesta este un dispozitiv care vă prezintă aici în față kilometrajul cu care mergeți aici. În cazul în care sunteți chiori și nu-l vedeți aici, îl vedeți și aici. Ca la proști. Hai că avem și frână. Băi, băga-mi aici. Lasă-mă că... Filmez cu mine, mă, pana mea. Uite aici, cu frontera cu asta. Ia uite aici pe bord. E Winter Edition. Ia uite. Ce? Praf Edition, ia uite. Da, aparent dacă boxele nu le-a putut pune, că n-au loc, am să punem un amplificator. Că dacă tot nu avem boxe, măcar să avem amplificator, vorba aia. Păi da, mă, dacă când pun boxele să fie amplificator, nu? Și ai gândit logic așa? Da, ce să zic, mai bad. Soluție de piele. Să se curețe. Să crească pielea pe ea, da, mă.